Viața la sat i-a transformat pe unii orășeni mutați la țară în vedete online cu mii de urmăritori. După ce au început să muncească pământul și să crească animale, au vrut să învețe și pe ceilalți. Și de aici până la a-și transforma pasiunea în afacere a mai fost doar un pas. Cum renaște agricultura și cum e cu adevărat viața în natură, vedeți într-un nou episod din seria Sătul de oraș. Unii se mută la sat să caute liniștea, alții hrană sănătoasă, unii să găsească oameni, iar alții să se găsească pe ei. Mugur s-a mutat pentru puțin din fiecare. Oriunde te ui, o plantă, un animal, se manifestă natural, adaptat unor condiții 100% naturale. După 20 de ani în vânzări, s-a retras într-un cătun din Hunedoara, unde îl desparte un kilometru de cel mai apropiat vecin. Aici iernile sunt grele și lungi, dar Mugur a învățat să facă agricultură chiar și în cele mai ostile condiții. Făcând agricultură de tipul ăsta, pe suprafețe mici, ești ca în meditație, ca într-o rugăciune continuă. Ești ca la mănăstire, uite, în grădina ta ești ca la mănăstire, nu se aude nimic decât liniște. Wow, o minunăție. Tot anul s-a hrănit cu roadele muncii lui. Sunt câțiva vecini de pe Valea Zbogiu. Eu nu puteam să mă gândesc că poți să cultivi, să faci așa ceva pe asemenea recoltă aici, pe dealul nostru. Iar ce nu a crescut el, a primit de la vecini, catroc. Eu văd satul românesc ca un potențial în zona asta a produselor naturale, a produselor unicate, a produselor sănătoase, pe tot cuprinsul României. Măcar ne furnizăm o hrană bună pentru noi. Alexandra și Florin au trecut de la hrană doar pentru ei la un venit lunar care le ajunge să se întrețină, ei doi și cei patru copii. Total ne susține, adică noi nu primim bani din afară. Nici mă, abia acum am pus actele pentru alocație. Cam un salar minim din UK face. Cam 5-6.000 de lei tot face. S-au întors din Bristol, Anglia, chiar la început de pandemie, după ce au văzut că tot mai mulți oameni aleg satul în locul orașelor. Eram în Anglia și spunea Florin: măi, ouul ăsta nu are gust ca ouul de la mama de la țară. Și ziceam: du-te, mă, nu e adevărat. Deci, cum? Adică eu are același gust. Deci eu eram în stare să mă cer cu el până în pânzele albe, știi, care are același gust. Și acum am luat niște ouă, pentru că găinile n-au ouat ceva timp, am luat niște ouă și măi, nu putea să le mănânc. Deci gustul se schimbă. Și s-au mutat în Mureș, Daia, un loc cu nume sonor, dar atât. Satul e bătrân și solitar între câmpuri, dar ei s-au îndrăgostit de el, s-au instalat într-o rulotă și s-au apucat de răsaturi. Eu nu mi-am imaginat niciodată. Eu am crescut la țară, am crescut cu animale, dar... Eu n-am crezut că o să continui. Ai lapte în exces, faci o brânză, ai brânză în exces, trebuie să o vinzi. Că ce faci cu ea, știi? După aia ai un vițel... Ce faci cu el, știi? Și din exces în exces, 30 de capre și 3 vaci. Așa au început să vândă prin comenzi online oriunde în țară, dar și românilor din diaspora, care, așa cum erau și ei, trăiesc cu nostalgia mâncării de la bunici. Nu mai este asta, că dacă ești la țară, ești la un click distanță, la o secundă distanță de orice e la oraș. Salut! Tocmai am terminat de făcut un caș. Și dacă cumva vă întrebați vreodată cam cât caș îmi iese, din 10 litri de lapte ar trebui să iasă cam un kilogram de caș. Așa își face reclamă, online. E urmărită de 10.000 de oameni, cărora le arată cum se trăiește la sat, cum cresc copiii doar în natură, cum se face brânză, cum se topește untura, cum se îngrijesc animalele. Se zice chemarea pământului, ceva de genul ăsta. Eu așa cred, că avem o conexiune cu pământul de unde ne naștem. Nu poți să explici cum de am găsit locul ăsta, adică putea să fie oricare altul. Conexiunea cu pământul, știi, te schimbă. Oriunde-i fi.